Bună ziua, sunt Adin de la Rabonsai și astăzi vreau să plantez niște semințe. Am decis să achiziționez această răsadniță. De fapt, m-am împiedicat de ea într-un hipermarket. A costat 4 lei și mi se pare un mod foarte bun de a planta semințele pentru niște viitori bonsai. Haideți să aruncăm o privire. Avem înăuntru niște pastile de turbă care la contactul cu apa vor expanda. Avem o tăviță de scurgere în care intră acestea și un capac la care avem și un căpăcel prin care putem doza aerul. Nu e ceva foarte de lux, dar la prețul ăsta nu ne putem plânge. Haideți să începem prin a hidrata aceste mici pastile. Ele vor expanda și după aceea vom planta semințele una câte una în fiecare mic container. Păi hai să turnăm apa. Avem grijă mai înainte să întoarcem pastilele, deoarece au o găurică, un șențuleț rotund în mijloc unde va veni sămânța. Ok. Turnăm apă. Iarăși voi folosi apă stătută. Încet, încet. Deja prima pastilă a absorbit toată apa. Nu vreau nici să dozez în apă în exces. Deoarece vom aștepta mult mai mult după aceea, până vor expanda. Încet, încet. Încet, încet pastilele vor absorbi apa, mai turnăm și în felul ăsta vedem de câtă apă au nevoie. Păi, haideți să ne vedem un pic mai târziu, după ce pastilele se vor fi mărit. A revenit, au trecut cam 20 de minute.
și pastilele noastre au expandat vizibil și au triplat sau poate chiar s-au mărit cam de vreo 4 ori. Urmează să plantăm semințele, câte o sămânță în fiecare recipient. De aceea m-a gândit, mi-a plăcut ideea cu aceste răsănițe. Nu vrem să, sau eu nu vreau să îmi crească doi copăcei, două răsaduri din același recipient cu pământ, deoarece își vor îmbârliga rădăcinile și vom avea bătăi de cap, plus că vor fi în competiție. Păi haide să plantăm semințele. Ok, am aici niște câteva semințe de arbore de mătase și vom folosi și câteva semințe de imediat de hibiscus pe care le-am cules de prin spatele blocului acum câteva zile. Semințele de arbore de mătase știu sigur că germinează în felul ăsta pentru că am mai făcut această operațiune. Ok, și haideți să-i dăm drumul. Ok, și încercăm să punem cu o pinsetă câte o sămânță. Fiecare pastilă. Începem cu hibiscusul. Una, două, trei, patru. Și continuăm cu arborele de mătase. Pastila asta s-a răsturnat un pic, dar nu e problemă. Ok. Și folosindu-ne de un bețișor, vom împinge un pic sămânța. Aici hârtia exterioară a pastilei ne face puține probleme. O să încercăm să creăm, o dăm un pic la o parte. Ia să încercăm acum. Ok. O apăsăm un pic pentru a o putea și acoperi cu un pic de turbă. Vom face la toate cele 8 semințe această operațiune. Cât se poate, cât putem. Și sperăm să iasă cât mai multe. E posibil să iasă una, să iasă două, sau chiar să iasă toate. Vedem ce se va întâmpla. Ok. Astea sunt semințele noastre plantate în răsadniță. Vom pune capacul.
Vom acoperi și găurile. Vom lăsa acest căpăcel în poziția închis până când vor apărea răsaduri din pastile, după care vom deschide să ca ele să ia aer. Ultima chestie pe care mai vreau să o fac este să notez data la care le-am plantat, adică 28 a 12-a, pentru că am mai multe răsadnițe și vreau să le compar cât de repede ies. Bun, păi le voi pune pe un pervaz la interior, în casă, în sfragerie, în dormitor. Ideal ar fi să stea undeva între 18 și 25 de grade. Și ne revedem cu clipul următor când vom începe să avem rezultate. Sper să avem rezultate cât mai bune. Până data viitoare, de la Rabonsai sunt Adin, numai bine!